Tocmai s-a terminat o ședință a birourilor permanente reunite, unde am asistat la un abuz constituțional fără precedent. Este prima dată în 31 de ani când parlamentarilor li se refuză dreptul la a depune moțiune de cenzură. Cei de la PSD și PNL au boicotat această ședință pentru a nu permite desfășurarea calendarului de citire și dezbatere și vot a moțiunii. Și din nou spun, asta este fără precedent. Am văzut în Parlamentul ăsta niște zile negre cu mulți ani de zile, când Dragnea făcea absolut tot ce voia și nu avea pic de respect față de Constituție sau regulamente. Și ce s-a întâmplat astăzi, din păcate, se înscrie în același capitol. PSD și PNL refuză dreptul parlamentarilor să depună o moțiune. Am văzut și asta a confirmat, dacă mai era nevoie, după tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, că dincolo de declarațiile domnului Ciolacu, de fapt vedem că de astăzi echipa câștigătoare are un nou membru, domnul Marcel Ciolacu. Pare că a fost recrutat de domnul Câțu și singura dânsului misiune este să-l protejeze pe acesta cât mai mult la Palatul Victoria. Legat de circul acela cu semnăturile, din nou spun ce am spus și dimineață, parlamentarii și-au manifestat voința de a susține această moțiune. Sunt aici astăzi toți colegii mei de la USR Plus, sunt aici și oricine poate confirma în orice secundă, în orice minut că își dorește să susțină această moțiune. Dacă cineva, dacă vreunul dintre semnatari ar fi avut vreun dubiu de vineri seară și până acum, ar fi spus că își retrage semnătura. Mai este un pas procedural, tot așa în plen, când înaintea citirii moțiunii se întreabă dacă vreun parlamentar își retrage moțiunea. Le mulțumesc colegilor mei care, iată, sunt aici și susțin acest demers. Suntem uniți mai mult decât am fost vreodată, pentru că Florin Câțu trebuie să plece de la Palatul Victoria. Mulțumesc. O să avem în cursul zilei de azi mai multe ședințe în birou parlamentar, cu colegii parlamentari, în Biroul Național și o să decidem pașii următori.